Temperaturile caniculare din ultimele zile au fost greu de suportat. În unele localități din sud s-au înregistrat chiar și 40 de grade Celsius, așa că oamenii de la țară au apelat la metodele tradiționale de a se proteja de soarele dogorător. Noi, părinții și copiii, ne udăm, ne jucăm împreună. Nu le permit prin soare, prin mai mult la umbră, în o gradă e umbră, e bine. Unii oameni ne-au spus că în perioada caniculară stau mai mult la umbră și evită să consume băuturi alcoolice. Stăm mai mult în casă, închiși, autoizolați, cu apă și cu și cu mere, cu risc. Nu-i să iei doar să bei rahiu și să ieși pe căldura asta. Apșoară reșe de la fundul fântânii, asta e cel mai mare răcoare și dacă în casă e răcoare ziua. Unii însă nu au putut amâna treburile casnice și au fost nevoiți să îndure căldura. Pe acest bărbat l-am surprins trebăluind prin grădină. Este cald, da, ce să facem dacă trebuie. Avem păsări, trebuie de hrănit, una altă, căldura e nu știu. Că e căldură, că nu e căldură, trebuie să-i dai mâncare. Și cei care muncesc în construcții luptă cum pot cu zăpușeala. Ne ducem la umbră, venim înapoi și cu chipiul în cap, mai udem. Udem, îl scurgem și ține răcoare la capul. El răbde să usucă, iar îl udem. Codul galben de caniculă emis în data de 25 iulie expiră în această noapte, dar a intrat în vigoare o nouă avertizare de ploi cu descărcări electrice, în special pentru raioanele din nordul țării. Codul galben este valabil până la ora 21.